La Caransebeș a avut loc o întâlnire între primarul Felix Borcean, reprezentanții administrației locale și județene, precum și reprezentanții companiei de distribuție de energie electrică. Tema principală a discuției a fost alimentarea cu energie electrică a cartierului ACH din cadrul municipiului. Toate părțile implicate s-au pus de comun acord asupra următorilor pași care trebuie făcuți pentru ca acest cartier să nu rămână fără energie electrică. Demersurile vor fi făcute atât de societatea Hidroconstrucția, care va solicita celor de la Rețele Electrice Banat preluarea distribuției de energie electrică, precum și de către Primăria Municipiului Caransebeș, care va solicita o extindere de rețea. Între timp, primăria va purta discuții cu Hidroconstrucția, dar și cu cetățenii din zonă pentru a prelua în proprietate străzile unde se vor efectua lucrările pentru racordarea locuințelor la noua rețea electrică.